Hai noroma băieți, eu sunt Drixi și bine v-am regăsit la un nou episod la mine pe canal. Aș vrea să încep prin a-mi cer scuze că nu am mai postat de ceva vreme, dar am avut foarte, foarte multă treabă și așa că am zis hai să facem un videoclip ceva mai special pentru băieții mei. După cum vedeți aici avem mașina mea, Golful meu 519 diesel, care este extrem de murdar. Sper să se vadă și pe cameră cât de murdar este. Și așa am zis că vreau să îl spăl și să vă arăt și vouă cum îl spăl eu. Am prins acea perioadă când a plouat și am avut de mers cu ea și s-a murdărit extrem de rău și de vreo 4 zile cred că zace prin parcare fără să o fi pornit și fără nimic și am zis totuși să o spăl și să o fac și pe ea un pic curățică. Încă un lucru, dacă vreți puteți da și cu o soluție de jante, specială de jante, ca să curețe mizerile și împurdețile, însă eu nu mai stau acum să folosesc, jantele mele sunt negre, dacă le-am spălat cu spumă activă și le dau jet de apă, nu se mai vede nicio mizerie pe ele, așa că nu mai stau să le curăț.
să vreau să-i aplic și eu ceară, deoarece nu i-am mai apucat de foarte mult timp o ceară și nu i-am făcut nici încă un, nu i-am făcut un coating ceramic, nu i-am aplicat o protecție în aceea ceramică, așa că îi dau câte o ceară la câteva spălări, la 2-3 spălări îi dau câte o ceară. Baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Acesta este singurul prosopel care l-am mai găsit pentru a usca mașina. Este unul destul de mic, însă ne facem treaba și cu el. Este un prosopel special de uscat a mașinii, după cum vedeți, nu știu dacă se vede aici. Are niște microfibre învârtite. O să văd dacă nu uit eu să pun o poză pe ecran să vedeți exact cum arată aceste microfibre care... Chiar dacă mașina mai are mizerie pe ea, mașina nu se va zgrea și vor fi absorbite printre aceste fibre și vor ieși când speli laveta, în principiu.
Mario. Deci, fraților, cam așa îmi spăl eu mașina. Dacă vrei să vă arăt mai multe secrete din cum îmi spăl mașina sau ce secrete folosesc și astea, și bineînțeles să vă învăț și lucruri despre detailing, cum să vă întrețineți mașinile